Așadar, Mirna, zi-o tu acum. Zi tu. Mirna, și mi-ați iată cu online. Acasă, hai să spunem pregătire pentru tata, da? Da. Pregătire pentru tata. Da. Bun, clasa a 8-a. Să facem o problemă. Da. În ipoteză, am o prismă dreaptă în care baza ABC este trunghiul lateral. Deci. A, B, C, A, prim, B, prim, C, prim, prisma. Dreaptă. Dreaptă. Mă, mijlocul de scopul. Când zice prisma dreaptă, putea zic numai prisma? De ce nu? Dacă poate fi și prisma așa, să nu... Optică. Da. Da. În care... Baza. Pe prisma oblică, înseamnă că unghiile laterale, care sunt tot timpul paralele între ele, unghiile laterale nu mai sunt perpendiculare pe bază. Uh-huh. Da? Și atunci zicem prisma dreaptă. Adică nu e oblică, ci dreaptă. Și dacă nu era... Adică sunt perpendiculare. Dacă zicea prisma oblică, nu era deci, A prim pe AC, nu? Adică nu A prim pe AC. A prim pe planul bazei, nu ar fi perpendiculare. Atenție! Există posibilitatea să interpretăm ca să fie și oblică, dacă nu spune dreaptă. Deci, fie ABC, A prim, B prim, C prim, prisma, și atunci spune, nu mi-a spus că e dreaptă, eu pot să iau și oblică. Deci, de aceea lucrurile trebuie să foarte bine clarificate. Și de cele mai multe ori avem prismă dreaptă. Rar vreți găsi o prismă oblică. Foarte rar. Iar atunci când vrea să oblic chestia asta, va preciza. Prismă oblică. Și ca să nu fie confuzii, spune și la prismă dreaptă. Dacă baza nu intru unghiul lateral, atunci ea nu este o prismă regulată. Deci nu, nu este o prismă regulată, ci este o prismă dreaptă. Da, da, dar asta dacă, e baza prin unghiul lateral. Dacă e baza prin unghiul lateral, atunci poligonul de bază este un poligon, un poligon regulat, da? Dar des folosim la piramide chestia asta. Piramidă regulată sau neregulată, da. Deci, atunci aici a zis prisma dreaptă, baza. Aha. Deci, deci am insistat aici. Da. La formularea problemei, fie prisma dreaptă, cu baza, trunghi lateral pătrat, păi. Nu știu ce îmi spune el acolo. Da, A, B, C, trunghi lateral. A, B, C, trunghi lateral. Mânghi jocul A, B. Aparține lui AP. Da, așa încât. Deci este AP, așa încât. A, mă, nu bine, să ai cu mă, cu mă. Nu aparține lui AC. Așa încât. A, nu, e cu mă. P, aparține lui A prim, C prim. Așa încât. P, A prim. Egal cu ce bine. Bun. Să arătăm, arătați că planul MNP... În concluzie. Da. Să arătăm că planul MNP... MNP... este paralel cu planul BCC prim. Și la și următorul punct, dacă AB e egal cu 6 cm, să calculăm distanța de la MNP la BC, de la planul MNP la planul BCC prim. La? La planul BCC prim. Așa zici, distanța da. De la planul ăsta la planul ăsta. Da, asta, da. Da. Ce facem altceva? Trebuie să desenăm o prismă. Da. O prismă cu baza în triunghi echilateral, nu? Da. Trebuie să privim problema, să o privim de față, ca să putem trasa unghiile acestea și perpendiculare și
Da? Să fie drepte. Ne ducem un pic mai sus. Că nu spune, îi dau mâchia laterală cu... Mâchia laterală... Nu spune nimic. Așa. Da? Ducem paralele. Dar cred că sunt egale pentru două figuri, domnul profesor. Adică a prim și toate sunt egale. Toate sunt egale. În toate prismele. A. Orice prismă. Dar la ce v-ați referit? Cu latura bazei. Nu. Deci toate prismele. Mochile deci, sunt egale. Laterale totdeauna sunt egale. Deci toate, totdeauna. Așa că zicem A, B, C, A prim, B prim, C prim. Așa asta este o prismă triunghiulară, cu baza triunghi echilateral. Știm noi asta, n-aveam văzut să reprezint mai bine în spațiu decât așa. Și atunci, M e pe AB la mijloc, M e pe AB aici, M, M e pe AC, da? M e pe AC tot la mijloc, da? Și P e pe A prin C prin. P-ul, pe A prim, C prim, la mijloc. P-ul. Iată că avem planul acesta, e mie pe la mână. Da, da, da. Așa. E mie în P. Acum, te invit un pic, Iruna, să încerci... M e paralel cu BC. M e paralel cu BC. Deci M e paralel cu BC. E în funcție. Și P nu e paralel cu CC. MNP paralel cu? BCC prim. BCC prim. Ei, planul ăsta când îl duc MNP, va tăia și fața A, B, B prim. Camera, nu poți să-l dau. Și da, da, da. Foarte bine că o semnalat asta. Da. Acum e bine. Deci planul MNP, Miruna, da. Planul MNP taie fața, fața A prin C, C prin, după cine taie? Planul MNP de care vorbim noi, da. Taie toate cele trei fețe bănească. Fața da. A, C, C prim, A prim, după cine taie? După PN. PN, sigur că da, sunt două puncte acolo. Fața A, B, C, după ce le taie? După M. După M. Planul B prim, B, C, C prim, le taie? Da, după B, C. B prim, B, C prim. Deci planul B, C, C prim, B prim, le taie? Da, după B, C prim. Păi ai spus mai devreme că planul ăsta e M în P, e paralel cu planul B prim, B, C, C prim. Mm-hmm. Păi dacă e paralel, nu mai taie. Deci dacă am zis la cum pui paralel cu BC prim, atunci îl taie, nu taie. Nu taie. Deci fața asta de aici nu este tăiată din planul acela. Mm-hmm. Deci, atenție, aia din spate, planul din spate, A prim, C, C prim, e tăiat după până. Că două plane au în urmă o dreaptă. Dreapta din intersecție până. Planul respectiv taie și pe ABC după NM. Cum NM e paralel cu BC și PN e paralel cu CC prim, da. Înseamnă că MNP e paralel cu planul BC, da. C prim, B prim. Și apoi nu le taie pe față, dacă e plan întreg așa, spalele. N-are cum să taie. Nu se taie. Dar fața asta la altă, A prim, B prim, B. Nu taie. A prim, B prim, B. Nu taie, nu? Nu. Dar tu vezi prin planul respectiv doar cele trei litere? Păi știu, pot ai pe asta aici, pe asta aici și mai e și în P-ul,
MPU nu e în planul A, B, A, prim, B, prim. MPU nu e în plan. Dar pot să fie și alte puncte în plan. Una, dacă aduci o paralelă prin M la PN, deci o paralelă prin M la, cine a spus? PN. La PN. Sau, dacă vrei, la BB prim, că până era paralelă cu B prim B. Deci până n-am spus că e paralelă cu CC prim sau BB prim. Da. Da? Deci eu, dacă încă această paralelă, hai să duc pe aici, paralela prin M la BB prim, spune-mi, te rog, undeva să vă aduce ea. Pe mijloc, probabil. Exact, pe mijloc, sigur, dar din motive foarte precise, nu? Asta ar fi M la mijloc, așa. Și găsesc aici un punct, ce? Leu, nu? Mână pe Q. Mână pe Q, hai, mână pe Q. Te întreb, Miruna, Q este în planul acela de secțiune? Da, e în planul A, B, A prim, B prim. Nu, Q, mână pe Q. Q este în mână, mână pe? Q face parte în planul acela? Da. Deci vezi, am adus un punct foarte tare. Dar de ce face parte? Pentru că mână Q e paralel cu până. Pentru că mână Q e paralel cu până și două drepte paralele. Până nu? Paralelismul, e vorba de paralelismul în plan. Deci pe Q, ăla aici am câștigat. Vezi? Iată că Q s-a făcut și punctul în planul în secțiune, mână B, s-a făcut și Q ăsta. Da. Și Q este chiar la mijloc. Da. Dar Q pe s-a făcut în planul ăla. Da. Pentru că Q pe e paralelă cu M. Q pe e paralelă cu M, M, nu? Deci plus asta e secțiunea acum. Când am dus planul MNP, MNP, tu vedeai doar atâta pe M, N și P. Și nu vedeai faptul că și fața asta, A, A prin B, prin B, este tăiată de planul acela. După ce dreaptă? După Q, M. Singura față netăiată este? Singura față netăiată? Restul tăiat din? Este, păi... Este o față netăiată. E B prim, ce prim, B, ce? Sigur că da, dar paralele. Da, paralele. Da, da. Da? Deci, ce am învățat din problema asta? Că nu numai cele trei litere da. Care generează planul trebuie să le dai în vedere. Nu numai triunghiul P, M, N, M și gata. Ci să poți aduce cât mai multe puncte din în planul același. Asta este obiectivul numărul 1. Cu cât aduci mai multe puncte, cu atât îți dai drumul problemă. Da? Deci este esențial. Dacă nu vedem asta, n-am făcut nimic. Deci așa pornim. Dacă îi dă 3 puncte, noi le-am și pe la 4, la 5, la 7, la câte puncte, cât mai multe puncte în plan, cu atât mai bine imaginea despre problema aceea, că s-ar putea punctele cele care le aducem în planul respectiv să-ți fie de mare folos. Da. Eu aici am adus obligatoriu punctul Q, pentru că mi-am pus problema intersecției pe care planul acela o face și cu fața asta. Deci eu am vrut să văd cam cum arată secțiunea, că de fapt am tăiat așa prisma asta. Corect. Vă dați seama cum arată prisma și am venit cu puțin și am tăiat după una din fețe și am dus paralele acolo, da? Corect. Și a apărut, ce a apărut la urmă în urme? A apărut o prismă tot triunghiulară da. Și o altă prismă care are baza, ce spune asta? Pătrat, nu-i pătrat, e jumătate, e trapez. Un trapez. E jumătate, fiu pe... Da, pentru mână e jumătate din fețe. Una mai mică și una mai mare, paralel. Sigur, sigur. Trapez. Deci este un trapez, cum ar fi? Un trapez, uite așa, BC1. Unghiul ăsta BC de cât de grad este aici? 60, știi? 60, unghiul e trateral, da? Da. Dar unghiul ăsta de aici? Tot 60. Ce fel de trapez este? Isosceu. Sigur că da. Așadar, am de-a face cu un trapez isosceal,
în care asta de aici trebuie să fie jumătate din BC. Da? Și asta așa apare în mod real. M, B, BC am spus aici și M și N, da? M și N. Deci ce am spus? Prin secțiunea asta făcută, prisma triunghiulară este împărțită în două prisme. Una din prisme este A, M, N, P, Q, A, sau cum trebuie să-l citim, A, M, N, da? Și A prim... Q, P. A prim Q, P. A prim Q, P. De acord? Da. Minunat. Și cea de-a doua prismă este M, B, C, N, Q, B prim, C prim, P. Prin secțiunea făcută. Și acum, trebuie să arătăm că mână pe planul ăsta e pare cu B prim, C prim, C. Am arătat, am vorbit. Da. Am vorbit și secțiunea, acum declară cum arată planul acela, da. E totul pe planul. Hai, dacă AB egal 6. Dacă AB e 6, BC-ul și AC-ul da. Toate 6 și sus sunt toate 6, când nu este echilateral, distanța dintre mână pe, mână pe, și Q, distanță, și B, C, B, prim, C, prim. Cu ce se măsoară distanța între două plane? Asta. Deci, ce înseamnă în mintea ta distanța între două plane? Am așa două plane. Ce înseamnă distanța? Și pe perpendicular și pe planul ăsta și pe planul ăsta. Da. Deci este segmentul acela care e perpendicular pe ambele plane. Segmentul trebuie neapărat să fie între ele, nu? Neapărat între ele, dar undeva spui când e exterior, nu e nicio problemă. Nu, adică, de exemplu, să zicem, în absurd, când C ar fi perpendicular pe amândouă, nu putem zicem că A, C ar fi perpendicular pe amândouă, trebuie să fie între ele, nu? Acum, ar trebui să-i duc de oriunde de aici, să coboră perpendicular, nu? De ce? Păi, nu prin perpendiculare, să măsoară distanța și așa să măsoară distanța. Așa să măsoară distanța, nu? O perpendiculară comună. Ar fi ce? Ce am zis este M, B, C, N? Ce am zis este? Trapez. Trapez. Adică așa arată. Da. Adică M, B egal cu... Ce... Ce ar trebui să arăt eu? Ce să fie în trapezul ăsta? Distanța între cele două plane? E ce? Perpendiculară. În trapez. Adică este înălțimea în trapez. Deci este... Deci așa cum ai spus tu când ai pus întrebarea, nu am fost atent. Da, ea zice distanța dintre două plane, nu din C, dar e acea dreaptă dintre cele două plane paralele. Așa. Nu este... Perpendiculare pe cele. Da, dar nu e de adusă din afară, deci ea, dar nu e așa. Deci nu e aceea, dar Miruna, cum ar fi aici? Uite, sunt de fapt două drepte, hai să spunem așa. Două drepte. Paralele. Da? Și ar vorbi de distanța între cele două plane, înseamnă distanța între cele două drepte. În final, acum am adus noi. Pentru că e vorba de perpendiculara care e de planul ăsta. Da. Și cum QM e perpendiculară pe AB. QM este perpendiculară, da? QM e perpendiculară pe AB. Corect. Atunci AB e perpendiculară pe QM. Da? Și cum era și de pe prima asta, deci noi am avut o perpendiculară pe cine? Pe un, pe Q-mâi, perpendiculară pe planul ABCD. Da. Odată și perpendiculară, perpendiculară pe toate drepturile din plan. Corect. Și pe BC și nu știu ce, da? Da. Ei bine, în clipa în care eu duc înălțimea, adică ce înseamnă înălțimea? Perpendiculară cu omul, da? Da? Perpendiculara comună a celor două drepte, ea, așa este perpendiculară, e perpendiculară și pe planul de aici. Pentru că fiecare din ele e perpendiculară pe plan, da? Da. Și atunci, așa asta e distanța între cele două comune. Distanța înseamnă, de fapt, înălțimea în trapez. Deci, dacă avem două plane paralele, da. Ducem și pe al patrulea. Formăm ca să avem 4-4, nu? Asta pe al patrulea punct, acolo nu e ca o teorie, ci am spus mai devreme,
că prin trei puncte știm asta, trece un plan și mai bun, da. Dar eu mi-am propus mai mult să am mai multă viziune asupra planului acela. Și cu cât am mai multe puncte, cu atât imaginea este mai completă. Dacă eu n-aș fi făcut asta, aș sunea pe mânt cu P, ar fi fost destul de săracă imaginea pe care o puteam. Da? Da. Și acum s-a înțeles, e asta așa și asta așa. Și secțiunea, da. Da, și acum în Q, P, C, în toată aia de acolo, trebuie să găsesc o perpendiculară înăuntru, pe una din bază, nu? Deci ori pe aici, ori sus. Da, trebuie să găsesc perpendiculară pe amândouă. Adică pe una, dacă e pe una, e cealaltă. Așa. Și analizezi, ce-i figura aia de jos? Ce-i figura asta de jos? E trapez. E trapez. Și acum era problema... Distanța dintre cele două, distanța dintre tretele mână și de ce? Că mâna este, bine, mâna este aici. Este în planul ăsta? Da, mână tot eu. De ce este în planul ăsta? Da. Și atunci distanța de mână din ce pe băcă, nu? Deci dintre mână și băcă. Dintre mână și băcă. Adică din nă coboar pe băcă, nu? Din nă, că îți place ție, din nă, o duce pe băcă. Așa. Sau tot atât din M, da? Perpendiculară din M pe băcă. Băcă. Aici ar părea că pică în afară, în plan, dar e pică tot în interior, că unghiul ăsta este de 60 de grade. Nu, ăla e mai mare. Așa apare în imagine. Da, așa apare în imagine. Dar e trapezul de aici. Duce, duce, o să-ți face. Pe băcă, vă rog. Deci acum, ca să vedem perpendiculară pe mână, pur și simplu, ori de mână ai dus în mărțime, ori de mână, poți să o iei pe unde e aiurea distanța de cele două. Din nă o vrea ea acolo pe imagine. Din nă, da? În spate, zice ea. Dar nu, e acolo, în trapezul ăsta. Uite aici, în trapezul ăsta e cel mai bine. Da, păi vezi, nu. Păi așa și eu. Da, deci în trapez e cel mai bine. Deci cele îi separa. Crezi imaginea din plan. Îl analizez. Și acum face distanța, înseamnă distanța între două drepte astea, paralele. Exact. Și care e iura la trapez? N-n-1. Da. N-n-1. Așa. Știm că N-C e de 3. N-C e de 3. Știm că... N-C. Iată, care e de 3? N-C e și 3. 6 a fost de toate AB. AB sau BC? Da, BC e de 6, dar... Mână e de 3. Am zis bine. Da, și NC. Și NC. Și NC, NC, dar tot de 3. Așa. Și acum facem, zicem așa... Și BM tot de 3. Da. Pe trapezul social. Da. Și... Și acum ducem și din nuntă perpendiculară, nu? Ducem și din nuntă perpendiculară. Ca să știm acolo, că acolo e 3 și acolo ce este? 1 jumate și 1 jumate? 3. Da, că ăla e social. Da, lucrăm așa 1 jumate și 1 jumate. 3 pe 2. Da. 3 pe 2. Acolo e 3. Bântul o să fie 6 minus 3. 3 și 3 pe 2. 3 pe 2. Da. Și acum faci pe 2 și din nuntă. Nu, 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 asta e distanță. Deci, când avem distanța dintre două plane, căutăm în figura respectivă, în cele două plane, să găsim dintr-un punct convenabil, din practic, din cele care sunt din planul, dintr-un din plane, și să coborâm perpendiculara dintr-un punct acolo, să ajungă pe celălalt plan. Da, dar de planul bazei? Nu, depinde, mă, uite, planul de regulă așa, așa, în figura asta, da. Așa sunt planele, da? Și eu iau un punct de aici și tu perpendiculară pe cealaltă. Și acum, segmentul care unește cele două, aia este. Asta e distanța. Aia e distanța. Dar eu am dus-o unde? Am dus-o în planul bazei, că aici mi-a venit bine. Da. Și nu vizia mai era pe locul 6. Și da. Deci toată povestea este... Puteam să iau și de aici. Iau un punct de aici, mă duc pe perpendiculară până înceapă aici și găsesc distanța. Numai că nu știu unde pică. Pică așa undeva pe aici, că am descoperit eu că în secțiune asta pe unde oriunde mai duce, e trapez. Și de ce să mă duc pe la mijloc? Exact, de mă duc mai mă duc jos, chiar în planul de aici, da. Surprins schimb, da. Da. De un trapez e sos cel. Mai am liniștită, da? Da? Deci, mă, unul este distanța între cele două. Corect. Lucru care se practică. Da, vezi, mai trebuie să o facem calculul sine?
Păi eu nu știu dacă am simțit problema asta. Ea, dreapta aia nu vedea. Da. Da. Asta facem. Deci de la o problemă la alta, ne adaptăm și înțelegem. Dar aici avem o problemă cu drepte pe venit. Imediat facem, dacă ai fi răbdare. Că avem destul de clar, că lasă pe scoară. A fost că aici. Nu. Mai domnul profesor poate să ce să vedeți. Avem așa, în figura alăturată este reprezentată o piramidă cu baza pătrată cu ABCD. Deci din părere, am de ABCD. De ABCD, piramidă. B, A, B, C, D, piramidă. Baza pătrată. În care ABCD? A, piramidă, 4 la seară, regulată, da? Piramidă, 4 la seară. Regulată. Regulată. M, este centrul de greutate a drumului V la V. M, centrul de greutate. De greutate. A drumului V la V. Pentru centrul V la V. N, centru de greutate, pentru V, B, C. Centru de greutate, pentru triunghiul V, B, C. B, C. Și P, centru de greutate, pentru triunghiul V, C, D. Pentru triunghiul V, C, D. Justificați că mână paralel cu acest. În concluzie, amic. Mână paralel cu acest. Deci, arătați că planul mână B este paralel cu planul ABC. Mână B. Paralel cu ABC. C. Calculați area lui mână B supra area lui ABC. Area lui mână B. Centrul mână B. Supra area lui ABCD. A, B, C, C. Și la D, dacă înălțimea piramidei VO egal cu 9 cm, dacă VO egal cu 9 cm, atunci calculați distanța dintre planul MNB și ABC. Distanța? Distanța dintre planul MNB și planul ABC. A, ABCD. Bă, că n-am vedea patru ori regulată, deci baza o să fie un... Pătrat. Pătrat. Rom, în spațiu. Rom, în spațiu, așa. Da, dar, profesor, dacă vrem să ne iasă pătrat acolo de asumea noastră, nu putem să facem rom, că nu ies pătrat. Nu, e la piramide. Da. La cum tu spui asta? Că am zis cub acolo. Da, dar la piramida aici nu spune problema. Nu, la piramida cum îi spui. Nu, că cub. Păi tot aia. Deci e vorba de un cub fiind o prismă în care toate mâchile sunt egale. Sunt pătrate. De ce nu era regulată? Tot înălțimea ducea din O pe V, nu în sus, nu? Deci dacă n-ar fi fost regulat pe... Ceam, diagonală de șurturi, dacă ne spune unde pică înălțimea, deci el trebuie să ne ajute până la urmă. Mm-hmm. Uneori spune că pică într-un vârf, altor pic. Deci n-am ce să spun. Deci mă dirigează. Dar dacă e regulată, dacă e regulată, e regulată. Ai înțeles? Da. Deci face precizarea autorului. Așa. Deci A, B, C, D. Acum, unim și simt neapărat și așa, am ridicat VO și iată, VC, VD, VE,
Așa arată VABCD. Centrul prioritate al triunghiului VAB. VAB. Să te aștept să termin. Ducem la două drepturi în triunghiul VAB, ducem mijlocul și apoi să mediante. Mediante, da? Sau putem face altceva. Ducem mediana VA. Mediana V e, da. Care indică neapărat la mijloc. Da. Din, știi de ce triunghi este, ce fel de triunghi este A, V, B, Hristos Cel. Și luăm pe ea la cât de bază? Împărțim în trei, nu? Știi voi? Două treimi de vârf și o treimi de bază. Să spunem că pe aici, undeva, pică este punctul M. Da, ăsta este M. M. Deci nu ducem, încărcăm foarte tare figura. Vezi? Ne adaptăm în fiecare situație. Deci ducem mâna și împărțim în trei. Împărțim în trei și luăm la o treime de bază punctul. Punct. M. Vârcă. La fel, ducem. La fel. Vârful. Vârful. Și luăm o treime. Deci fie aproximativ așa. Deci, aici este, da. O treime de bază, două treime de vârf. Și are VCD, VCD, adică ar fi acea din spate, nu? Cum arată la noi. Și luăm iarăși o treime. Și asta așa arată. Ăsta e punctul P. Mi-e sper așa un pic față, la afară. P. Și cred că vorbim de planul MNP. Da. Deci toată povestea asta vorbim din planul MNP. Aici nu putem să mergem cu cumva, da? Vom putea duce în cap de discuție. Mai ducem în partea aceea. Exact. Hai să o și ducem în Miruna ca să vezi cum stau lucrurile. Deci deodată, în urma a ceea ce simțim la peste tot o treime, așa, simțim că mai câștigăm un punct în planul acela, să rotăm cu MN pe Q. Deci Q asta este. Pe cine este asta? Aici a fost E, F, G, hai să spunem pe V, G, și H. În V, H. Și ce ia naștere acum? Secțiunea asta. Nu are nicio... Ba, sigur are. Sigur, trebuie să aibă o... Se-a calculat cu baza, sigur. Uite așa apare. În secțiune. Așa. Nu, ce bine seamănă cu baza. Și așa. Iar... Dacă ești riguros. Da. Și așa. În pătrat mai mic. Așa, aici e punctul Q. Q aici este. Deci așa apare secțiunea. Vârfurile acestei figuri, că deocamdată nu știm ce să spunem cum arată figura asta, vârfurile acestei figuri sunt M, N, P și Q. Da. Pe fiecare din V, E, V, F, V, G și V, H. Ce sunt V, E, V, F, V, G și V, H? Ce sunt, Miruna, de ce avem noi ca experiență? Vârful, mediane. Când vârful, uite așa. Da, și ce, cum se numesc ele? Apoteme. Apoteme. Da? Deci avem de-a face cu apotema piramidei. E dus înălțimea în fiecare din fețe. Da. Oare ele sunt V, F, V, G, V, H și V, E,
sunt de aceeași măsură? Sunt de aceeași măsură? Îmi trebuie de o părmântă? Adică vă vrea să le fac figura sau ce faci? Hai să noi să discutăm și să faci tu mie. Da, să fac figura și să discutăm. Uite, eu întrebam. În clipa asta, V, E, V, F, V, G și V, H. Spuneam că sunt apodere, da? Da. Sunt înălțimi. Într-unghiurile echilaterale. În fețe, da? Uh-huh. Într-unghiurile isoscele. Da. Că nu am decât V, B, este cât V, G, V, G și V, A. Dar eu nu știu că V, G, V, B, V, G, toate sunt cât de așa. Sunt muchii laterale. Sunt muchii. Ai putea să dovedești că, într-adevăr, V, A, V, B, V, G, V, D sunt egale? Păi, într-un că V, A, B. V, A, B. Dacă duci la triunghiul V, A, B, nu. Trebuie să te duci, Miruna, în V cu O, aici. Că V, A, B, tocmai nu știi că e social, să zic, da? Dar tu știi că V, O, e perpendicular de un plan. Mm-hmm. Și că A, B, C, D este ce? Un pătrat. Mm-hmm. Și într-un pătrat, din ce știi tu, ce știi cu diagonala asta? A, B, C, D. Diagonale se înrăbătățesc. Și noi suntem așa. O, C, O, D, O, B, O, A sunt de aceeași măsură. Deci O, C, O, A, O, D și O, B de aceeași măsură. Ce fel de triunghiuri sunt V, O, C, V, O, B, V, O, A și V, O? Sunt congruente, sunt triunghiuri dreptunghice. Că V-O fiind și V-O și V-O. V-O la trucul mână, de V-O cu mână. Deci sunt triunghiuri dreptunghi și pe V-O în toate triunghiurile dreptunghi ce V-O e cu mână. Deci V-O cu V-O și cu V-O. Vezi, ăsta e motivul. Deci triunghiurile acum, într-o piramidă regulată, când poligonul de jos se depășește și pică înălțimea chiar în centru acolo, muchile sunt egale. De aceea mi-am permis să spun că V, A, B, V, B, C și V, D, C și V, A, D sunt toate triunghiuri isoscele. Mm-hmm. Și chiar congruente. De ce și congruente sunt? Am zis că bun, și B, C sunt latura pătratului, da? Deci unghiile sunt triunghiuri congruente. Și atunci și înălțimile în fețele acestea sunt și ele de aceeași măsură, de aceeași valoare. Mm-hmm. Când înălțime, triunghiuri congruente, isoscele congruente, înălțime sunt egale. Apotemă, dar abia acum capătă calitate de apotemă. Că trebuie să fie egale. Când nu avem înălțimi diferite în, și în fețe, ci una singură. Toate sunt ele. Și de ce vorbim de apotemă? Ce s-a întâmplat? Pe fiecare din apoteme, mână, B și Q, mână, B și Q, sunt puncte. Apotemele fiind egale, fiind egale toate, o treime, o treime și o treime și o treime peste tot, îi lucru care îți place foarte tare. Înseamnă că sunt șanse să vorbești de planul Yemen BQ, să vorbești de el, și care va fi situat unde taie înălțimea. Știi tu pe unde tai? Deci, unde tai? Planul ăsta, M, M, P, Q. Da. Se intersectează cu înălțimea de O, cum se observă. Da. Unde? E, M, N. Nu, se... P, M, N. P, M, N. La intersecția diagonală ar primi. Da? În diagonală e aici. Probabil că e un pătrat. Sper și eu să fiu un pătrat. Sper să dovedesc că ești un pătrat. Și atunci voi arăta, în felul ăsta, că fiind un pătrat, la intersecția diagonală, și atunci înălțimea, cum am dus-o așa,
tu fost la intersecția diagonală în pătratul de jos, tot așa. Deci aici va fi punctul de intersecție O1, hai să zic așa, O1. Și întrebarea mea, dacă VO1, cât este din VO? 2-3. 2-3, sigur că da. Cum o să întâmpla cu toate celelalte, sper să arătăm și asta. Veni vorba. Deci noi facem o discuție acum. Vreau să te invit să pătrunzi în problemă și să înțelegi că va avea șansa să spun că am secționat cu un plan paralel cu baza. Da, mai că asta se întâmpla când era la mijloc, nu? Și acum mai... Nu, dar până la mijloc, poți să duc și mai sus și mai jos. Deci poți să duc, ajut-te aici la o pătrime, la o optime, la nu are importanță. Deci nu numai la mijloc. Important este să reușesc să arat că planul de secțiune MMPQ, planul acesta de secțiune, e pare cu planul bază. Ca să încep discuția acolo. Mm-hmm. Să ne întrebăm. Mână cu AC. Mână cu AC. Păi sunt paralele, ne ducem... Stai, de unde este să zice că mână paralele cu AC? Ducem mijlocul lui VO. Lui VO. Și o să cadă pe mijlocul care pe VO. Mijlocul lui VO? Da. Dar mijlocul lui VO e de aici, undeva mai sus. Da. Și ce crede? Și el trece prin A și M. Prin A și prin M? Mhm. Nu cred. N-am niciun motiv. Dacă ducem rigoritate și nu trece. Uite, nu trebuie să poți să înnota, trebuie să fim atât cât e figura din cărcată, dacă mai ducem și alte linii inutile, ne pierdem de probleme. Nu trebuie să nu uiți nicio clipă că mâi pe vâie, că e la mijlocul lui Ape. Că nu-i pe vâie și că fâi la mijlocul lui Bece. Asta e lucru esențial. Deci mână e pe mijlocul lui M, este pe vâie, da, mă, este pe vâie la o treime de bază. Dar ei la mijlocul lui AB, la fel fui la mijlocul lui BC. Asta mă, trebuie să valorific. Da. Nu degeaba spune centrul de greutate. Mm-hmm. Ori centrul de greutate găsește la intersecția medianilor, știi. Adică pe fiecare din mediană o treime de bază și o treime de vârf. Și eu trebuie să arăt că mână e paralelă cu A, C. Eu dacă duc în triunghiul A, V, O. A? V, O. V, O. Duc mediana din O pe V, O. Mediana din... Din A pe V, O. A pe V, O. O, care intersectează pe M. Care intersectează pe un punct? Da, adică A trece, e... Mariana, trece prin vârful. Deci mediana adusă în din triunghiul... Din A pe V, în triunghiul A pe O. Trece prin M? Da. Nu trece prin M. Pentru că în triunghiul A, V, A, O. Da. V, A, O este prin interior, ca cei diagonală. Și triunghiul VAO este în interior. Ori M este pe fața asta. M este pe fața A, V, B. Deci M este pe fața A, V, B, pe mediana din V, dusă pe A, B, în E. Deci una este în interior, acolo, și alta este... Nu, e pe fața cealaltă. E pe fața VAB, adică chiar cu localizare precisă, pe mediană, la o treime din toată VE. Uităm ce clipă, trebuie să arătăm că mână e paralelă cu AC. Însă nu uita că e mijlocul AB. Că F e
mijlocului. De ce? Fiindcă V-E și V-F sunt înălțime acolo. Median, sunt mediane, sunt apoteme, de care vorbim mai devreme. Dacă eu îmi am mijlocul la B... Într-unghiul E, V, F... Într-unghiul E... V-E-F, da. V-E-F, da. Să mă obligi să duc pe cu... ne spie cu falma, da? Da, că F e paralel cu mână. F e paralelă cu... mână. Cu A, C, care e... A, C trebuie să strângi cu mână. Deci... F... e paralel cu A, C, sigur. Cu A, C, sigur că da. Și aveți demonstrat că A, C e paralel cu mână. Așa. Deci ca și cum aveți demonstrat că mână e paralel cu F. Și oare este? Și între unghiul E, V, F... V e F, zic. V e F, da. V, M pe M e egală cu V, M pe M, F și egală cu 2, cu 2 pe 3. Și atunci M-N îi pare pe F. Vezi? Asta e. Deci vezi? Ușor, ușor te duci pe problemă. Dar trebuie să înțelegi ce anume vrem să facem. Dacă să arătăm că M-N pare rând cu AC, mai întâi mână-i pe rând, paralel cu EF, EF paralel cu AC, și iată că problema se rezolvă. Mm-hmm. Da, deci arăta că mână-i paralel cu AC, am găsit un intermediar. Pe cine? Pe EF. EF, care ne rezolvă treaba. Că AC e paralel cu EF. Deci AC e paralel cu EF și avem o... Și ducem într-unghiul la VF și ne rezolvăm. Și acolo într-unghiul VF toate... La o treime. Exact. Și așa mână e paralelă cu AC. Corect. Scriem? Da. O secundă. Hai să ne facem povestea până la capăt. Noi mai avem etapa următoare cu mână P cu AP C. Păi deci am demonstrat cu mână cu AC. Da. Acum trebuie... Și putem spune și ca valoare că mână este nu știu cât din AC. Mm-hmm. La urmă putem spune cât este. Ce mare ai de QP? Îmi place dacă vezi mai bine QP. QP. QP cine este? Q e pe... Q este pe... mediana din triunghiul AVD, din V pe AD. Corect. Și la o treime, pe apotema din fața VAD, nu? Da. Da. Iar e pe mediana din VDC. Adică, e clar. E adică... H unde se află și G unde se află? H pe mijloc. Așa. Deci iar 2 pe 3 cu 2 pe 3, deci V, H, G. În triunghiul V, H, G. H, G. Iată că trebuie să duc V. H, Q, B e paralelă cu H, G. N-a demonstrat. Q, B. P. Q, B e paralelă cu H, G. H, G. Din motivele... Și acum din motivele. Și cum H, G e paralelă cu AC, iată pe D, pe Q, Q B, paralelă cu AC. Dar mergea și... era demonstrat că mână P cu A, B, C. Și mână P cu A, B, C. Cu A, B, C. D. Deci nu mai mână P. Și adică mână P, Q cu A, B, C, D. Dar până în momentul ăsta mă arătam... Am arătat că la două sunt. Fugi de ceea ce vreau să fac eu pe partea cealaltă, din simetrie. Tu îmi spui pe mână că ea a arătat cu AC, acum trebuie să arăți că mână P e paralelă cu cine? Mână cu GF. Mână... mână cu... GF. Cu P? Cu GF. G... F. F. Mână cu GF, așa? Da, da. Pe așa, mă întreb eu la V, GF, care e la o treime, la fel și mână și... nu? Da. Dar nu, ea zice N-P, domn profesor. Păi N-P, da, asta vreau să spun. Da, N-P. N-P să fie paralelă cu... da, cu GF. Da. Sigur că da. Nu mai e tot să-ți mână și... analog. Analog, așa e și... și cum GF aparține prea unui ABCD, totul că ABCD e paralel cu N-P, nu? Deci ABCD e paralelă cu mână cu... deci cu mână, da, rezultat. Bun.
hai să mă întorc la ce-ți propusese meu. În mână e paralel cu AC. Da. QP paralel cu AC. Iată că mână și cu QP sunt paralele și congruente. Corect. Și ale paralelogram. Și atunci figura aceea este paralelogram, nu? Mm-hmm. Deci paralele și congruente. Dacă în continuare arăt că paralelogramul acesta are două laturi vecine congruente, e romb. Da? Adică ar trebui să arăt că și PN egal cu mână. Dar PN e cât jumătate din GF. Da. Și GF e cât dubla lui DB. BDB2. BDB2. Și cum acești cu BD într-un pătrat sunt egale, da. Iată că se întâmplă chestia. Păi, și eu. Și deci avem de-a face cu un rom. Acum, ce mai trebuie ca să fie pătrat? Fie unghiul din 90. Să am unghiul din 90 sau diagonalele? Să fie perpendiculare. Și sunt. Sunt perpendiculare. Dar diagonalele să fie egale. Să fie egale. Rombul în care diagonalele sunt egale, devine pătrat. Și sunt. Pentru Q, H și paralel cu H, F. Q, H. Cu H, F și congruent. Cu H. Nu, e doar paralel. Q, H, F, H, F. E cum să fie cu Q paralelă, dacă trec prin Q, amândouă. Q, H, H, cu H, F. H, F, H, H. Cu H, F. Nu, Q, 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 N. Q, N. Cu H, F. Q, nu-i diagonal în mână. Așa, Q, N. Cu H, F. Da. Da, de acord. Și HF asta trece prin O, e chiar AB. HF e chiar AB. Da. Nu? Da. E mijloc, mijloc, e exact AB. Deci QH egal cu AB. Deci Q... H. QH. Cu AB. De când cu AB? QN ai zis, Mirona. QN, da. Mai făcut N-ul ăsta ca un H. Nu ești cu H-ul. Da. QN... egal cu, nu e jumătate, sau o anumită parte din AB. Pentru că o treime, asta e un trapez isoscel. Adică Q, H, F, N. Da. Q, da? H, Miruna. Da. F, N. Este un trapez isoscel. Iar MN din H, F este cât? Două treimi. Că N-ul și D-ul înseamnă două treimi din fiecare. Da. Deci VN înseamnă două treimi din toată VF. Când face raportul VN supra VF egal cu VQ supra VH. Corect. Și egal cu QN supra HF. Și egal cu 2/3. Și egal cu 2/3. În concluzie, VN e două treimi din H, F sau din A, B. Da, dar nu trebuie să arătăm despre planurile paralele. S-a întrebat de propune să arătăm de tot pătrate, s-a zis. Ah, să arătăm de tot pătrate. Da, mă, de ce îți mai pe ideea asta? Să arătăm de tot pătrate este. Mă arătat că e romb. Am arătat că e romb și rombul care va avea diagonale egale, adică Q, N, mă țin de idei. Da, Q, N, tocmai ce am arătat. Cu M, P. Pentru mă, până mă duc în triunghiul V, E, G. Face prin reciproca... Știți că noi am zis că triunghiul V, H, F, Q, N, pare cu H, F. Q, N, paralelă cu? H, F. H, F, sigur că da. Și acum facem că V, Q, teoria fundamentală a asemănării și avem rapoarte Q, N, P, H, F, ai QN pe AB și la fel pe QN. La fel la fel și pe MP. MP în ce triunghi? În ce triunghi ne ducem? În triunghiul E, V, G. Asta e normal. În E, V, G. E din nou aceeași. Este tot raportul 2 pe 3. Și ele sunt egale atunci. M, M, P și cu QN sunt și egale. Și atunci e pătrat. Și atunci e pătrat. Secțiunea e în pătrat. Deci. Am insistat până când am ajuns la concluzia că secțiunea este pătrată. Mm-hmm.
Bun. Dar că paralelismul ăsta da. Este o paralitate și că aria pe aria. Da. Păi aria lui Q nu până, nu? Nu, de ce mai are acum până? Aria lui nu până e baza în lățimea spre 2. Da. Și... mă până, Mirunea, din pătrat cât te reprezintă? Stați puțin, că noi știm că mă până e dreptunghic. Mă până e dreptunghic. Da. Deci rezultă că aria lui Q mă până e cal cu până ori mână. Corect. Și aria lui AB C egală cu AB ori AC. Aria lui ABCD, vă de aici. Aria, da. ABCD. A, aia lui ABCD. Aria pătratului. Aria pătratului AB la 2. Așa. Așa, și știm că MN și PN putem afla funcțiile AB. Adică să o dăm cu L de AB, ca să putem afla. La fel de acelea, bun. Eu însă vreau să te duc pe tine la un raționament mai rapid. Raportul arilor. Așa, raportul arilor, adică acestui pătrat. E... și față din pătratul de jos. Pătratul de asemănare, pătratul... raportul de asemănare. Pătratul, raportul de asemănare. Și acum, vă spune aria... lui tot, mână pe mână pe Q. Pe 2, egal cu aria lui. Stop. Pe aria, spunea. Da. Egal cu 2 pe 3. Asta era raportul. Da. 2 pe 3. Tot la pătrat. E pătratul apostol de asemănare. Da. Dar în loc de... mână pe Q. Mână pe Q, o să spun de două ori. Mână. Aria lui mână pe Q. Da. Că doar de adevărat și-o împărțesc pătratul în două. Da. Așa o să facem. Așa o să facem. Redactăm. Redactăm repede de asta? Da. Sau redactăm la ce? Da, da, da. Dar deci avem și o idee ca asta. Hai să vedem. V-ați dat seama că da, e da, rapid. Da, da, da. Adică s-a aflat dimensiunea acolo, nu este și din partea cealaltă ușor, pentru că am arătat că e pătrată la. După ce am arătat, atunci are o dimensiune mult sub cealaltă. Bun. Știm până îl ținem. VO egal cu 9. Calculați distanța dintre... haideți până la urmă să... să arătați dintre distanța ea. Dintre special. Da. Mână paralelă cu aceea. Ia să vedem cum am zis. Mă ne pare cu aceea, Mirna? Da, am zis... demonstrații. Da, pentru oameni. Zicem așa, că... pentru oameni. Între unghiul ABC, da. E în mijlocul AB, F e în mijlocul BG, rezultă E, F e în mijlocul G. Deci, plecăm așa, Mirna. Da. A e legat cu E, B. B, F e legat cu F, C. Din cele două rezultă că E, F. Paralele cu AC. Linii mijlocie rezultă atunci că E, F. Paralele cu AC. Paralele cu AC și dacă vrei și E, F ca mărime, E, F, este egal jumătate din AC, nu? AC pe egal cu AC pe 2. Dar AC ce este? Diagonala acum, nu? Da. Să mă știu, AC pe 2. Bun. Acum am intrat în triunghiul E, B, F. În triunghiul E, B, F. E, B, F. Asta a fost în ce triunghi aici? În A, B, C. C. Triunghiul A, B, C. Am avut așa să rău. În triunghiul E, B, F. E, B, E, B, E, V. E, B, F, nu? Aha. E, B, F. Avem așa, dacă MN să fie paralel cu EF, ar trebui reciproca, rezultă reciproca teoremei lui Pitagora. Hai să scriu ce. În triunghiul EF, F, M, centrul de greutate, da? În triunghiul V, A, B, M, centrul de greutate. Da, deci, faptul că M, știm de ce am fixat noi. Da. M. E la o treime de... așa, M. M, E, sau V, M, supra, V, E. Da. V, M, supra, V, E. Egal cu 2 pe 3. Egal cu 2 pe 3, da? Da. La fel, V, N, supra, V, F. V, N,
supra N, F, egal cu 2 pi 3. V, N, supra M, M, F, supra V, F. V, N, supra toată. Da. V, F. Egal cu 2 pi 3. Egal cu tot 2 pi 3. Nu, vezi două părți așa și poate era pi 3. Rezultă că M, N, pare F, F. De aici rezultă din cele două. Avem egalitatea V, E, V, M, supra V, E, egal cu V, N, supra V, F, și conform teoremei fundamentale, TF, asemănări, nu? Da. TFA, rezultă că M, N, e paralelă. Cu ace. Cu paralelă cu... A, C. Și mână, dacă vrei. Nu, asta. Era, da. Mână și mână. Era cu AC pe... Nu. Ba da, mână e egal cu AC pe 2. Nu. Nu. Mână din EF este 2 3. Da. Egal cu 2 3. Așa din EF, da. Din EF. 2 3, mână e. Dar EF și întâi AC pe 2, dacă vrei. Și egal. Hai cu continuă, egal cu... 2 pe 3. Egal cu 2 pe 3, ACP2, da? Da, acolo și ACP3. ACP3, nu dacă ne folosește, dar important este că avem și acest lucru fixat. Ok. Acum, noi avem că mână paralelă cu AC și EF paralelă cu AC. Descrie pe aceste două. Mână paralelă cu AC. Mână și EF. Îi punem la supra. EF paralelă cu AC. Acolo avem aceste, asta înseamnă că mână. Vedeți acolo, dacă vreați să numească, mână paralelă cu EF. Mână paralelă cu... cu... nu cu AC, EF. Foarte bine. Și acolo scria pe EF și atunci și acolo cu EF. Și jos. Egal cu... Nu, jos. Nu, resibil. Jos. Acolo, le-am scris acum. Mână paralelă cu... EF. Mână cu EF, EF cu AC, rezultă mână paralelă cu AC. Mână cu AC, EF, așa, așa, EF. EF cu AC, deci mână cu AC. Mână cu EF. Mână cu AC, aveți pe aia. Așa, mână paralelă cu AC. Bun. Mână. Da, de. Asta trebuia să arătăm și am reușit. La? B. Știm că mână e paralelă cu AC. Acum demonstrăm că până e paralelă cu GF. Mână paralelă cu AC. Și acum scriem că... Și mână de mână ca valoare și știu. Mână e egal cu AC pe 3. Păi da, ca să arătăm că paralele și congruente, să fie figura mână. Mână trebuie la punctul C asta. Facem aici? Da. Aici lămâne toată treaba, da? Deci mână paralelă cu AC și mână egală cu AC pe 3. Mână, mână, egal cu AC pe 3. O calculăm pe AC, nu? Nu, nu e suficient de atât, dar mână egal cu AC pe 3, da? Pe urmă, analog mână DP va fi paralel cu AC, din același lucru. Cu QP. QP paralel. QP va fi paralele. Deci, îmi zicem așa, analog. Q, vrei să vezi demonstrație, să o facem la asta? Nu. Merge foarte bine. Exact, analog. Cu H, G, pe partea aceea. Exact. Da, 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 da. Analog. QP, analog. QP. QP. Paralel. Paralelă cu AC. Deci, și pe QP, e egal. Egal cu AC pe 3. Egal cu AC pe 3. Așa. Din ce vreau? Două. Mână cu Q. Mână cu Q, paralelă. Mână pe Q. Egal. Paralelă. Paralelă. Bun. Acum. Putem arăta tot atât de bine că și, și, de, și QP va fi cât DB, cât DB pe 3. Deci Q, Q-mă, Q-mă, Q-mă. Este altul de profesorul, Q-mă. Am pronunțat. Da, aici. Da. Q-mă, analog arătăm că Q-mă. E congruent cu M. E congruent, așa vreau să spun, cu M. Și vă arăta că Q-mă este DB pe 3. Corect. Da?
Analog. DB, QM. QM. Egal cu DB. DB, P3. Dar mai să vorbim puțin, cum faci mai? Uite de Miruna. Un E pe H cu E. Un E pe H cu E, da. Și în triunghiul V, H, E, începem un cap. H, E, da. QM este două treimi, nu știu ce, H-E, da. Și H-E paralel cu DB. Și H-E paralel cu DB. Deci DB de unde? Este o repetiție de consonantul. H-E este DB pe 2. Da. Bun. Și din 2 cu 3 se repetiți, va fi DB pe 3. Și cum aia de 2, 2 treimi din... Exact ca la mână, cum ai demonstrat eu. Deci cum s-ar arăta cum în este AC pe 3, analog DB, QM va fi DB pe 3. Să punem una sub alta, deci MN de desubt egal cu AC pe 3. Da, AC egal cu DB. Asta, și adaug AC egal cu plus de stat diagonale într-un pătrat. Din cele 3 rezultă că QM, nu? Da. QM, e ca cu mână. Și eu uite cum eu paralelogram. Și cum paralelogramul? Mână cu A. Mână cu A. Și are două laturi de cine e complete. E rău. E rău. Deci rezultă de aici că... Mână cu A. Mână pe mână pe Q. Rău. Bun. Și fiind rău, mai arăt că am și diagonale complete. Adică mână egal cu, nu, QN egal cu MB, nu? Da. Deci arată, se arată. Analog. Se arată. Dar e analog, de aceeași. Da. E analog pe fețele cele care apare acolo. Da, QN îi pare cu AB. Deci, analog. Arătăm că QN, adaug aici, QN, egal cu Q, cu M.